Și avem acum și anunțul de ultimă oră făcut de ministrul de interne în cazul atentatului asupra afaceristului din Arad. Am dispus verificarea tuturor societăților care comercializează produse acest gen și la nivel național. Și cu siguranță de aici ne va rezulta și o imagine a ceea ce înseamnă această piață în România. Dar sigur, este un element pe care noi îl luăm în calcul. Însă ancheta de la Arad, așa cum știți, este coordonată de către Parchetul General. Noi, Ministerul Afacerilor Interne, suntem implicați în a sprijini această anchetă cu structuri de la toate nivelurile și de la toate direcțiile, astfel încât, în cel mai scurt timp, autorii să fie trași la răspundere. Este un eveniment singular, din fericire, este singurul eveniment în ultimii 30 de ani care s-a finalizat tragic. Cu siguranță, uitându-ne la celelalte evenimente care au avut aceeași mobilitate, tentativă de omor și care au fost dejucate, sigur că ne gândim că și acest eveniment poate ar fi putut fi oprit înainte de a se produce această tragedie. În plus, aici, concret pe cazul de la Arad, polițiștii vă asigur că fac tot ceea ce trebuie și sub coordonarea procurorului sunt pe mai multe ipoteze de lucru și sunt convins că și îmi doresc ca într-un viitor foarte, foarte apropiat să mergem pe o ipoteză clară și pe o direcție clară de lucru.